CPG Doia, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată, FIFA 19 The Journey, cu Alex, vânătorul, Danny Williams și Kim, vânătoare, ok, dacă lui Alex îi zicem de la Hunter vânătorul, lui Kim de la Hunter să zicem vânătoarea, doar e fată. O să facem o mică regulă de acum încolo. De fiecare dată, băieți, când voi ajungeți la un clip la 2500 de like-uri, de fiecare dată, indiferent de oră, s-a ajuns la 2500 de like-uri, Oviță pune încă un episod din această serie. Deci ține minte, 2500 de like-uri, Oviță, încă o serie, încă un episod din seria voastră preferată. Acum, v-am promis că o să schimb puțin și o să facem exact ce ne roagă jocul, ce ne spune jocul că e mai bine. Dacă ați ratat episoadele trecute, e super simplu. Jocul îți spune că povestea are un fir narrativ construit astfel încât noi să schimbăm din când în când caracterele. Așa ajungi la potențialul cel mai frumos, cel mai elegant, așa, al firului narrativ. Asta o să facem și acum. Bineînțeles, dacă ai ratat episoadele trecute, playlistul e făcut, 3 episoade până acum, senzaționale și episoadele dinainte. Haideți să... Ok, press any button. Trebuie să jucăm acum cu Danny Williams. O să fie o serie lungă, cred, foarte lungă, multe lucruri de făcut, dar mă bucur asta. Hai să vedem ce se întâmplă. La piscină, ce casă are nebunul. Nu știu ce control era ăla, ca să fiu sincer. Ok, am făcut trecerea la Danny, cred, la Liverpool. Și hai să vedem ce face al nostru Danny. Advance, tot advance cu el. La antrenament, ok. Danny Williams. Couple of quick questions. Interviu. Danny. Danny. Congratulations on a new and improved contract. Cheers. It's nice to see people appreciating the Williams. Now, even so, do you think you'll be any more than a bit part player this season, especially in the Champions League? Oh la la, ia să vedem, deci, I'm going to be the main man, proving people wrong is what I do, that's up to the, no, asta îmi place, proving people wrong. Look, proving people wrong is what I do day in, day out. Yeah, well, if we are being honest though, given your form for most of last season, it's hard to imagine you proving yourself in Europe's premier competition alongside the likes of Neymar, Ronaldo and Alex Hunter. Look, just you wait and see. I am going to prove everybody wrong. I'm going to lift that Champions League trophy up at the end of the season, and you will be sorry you ever doubted the Williams. Great quote, Danny. Thank you. S-a certat puțin cu ei. Nu știu despre voi, dar pentru mine mi se pare mai mult like, you know, like a Cinderella story. Nu se așteaptă nimeni la Williams. Și el poate să îi surprindă pe toți. Begin training. Hai să-l îmbunătățim pentru că va fi foarte important în această serie. Să avem jucătorii la un potențial cât mai ridicat. Ăsta e probabil de shooting. E crossing. Bun. Hop. Bunicel. Too early. Mai atent, Oviță. Băi, Oviță, nu mai dăm așa. De ce dau tu-uri? Nu știu de ce mă joc cu șuturile astea. Nu știu de ce mă joc cu ele. Dar o să mai joc puțin. Oh! 500, good job. Oricum îl facem lejer. Testez time shooting-ul ăsta. Ia să vedem. Ok, suntem deja la excelent, e lejer, foarte, foarte lejer, excelent. A fost un drill foarte ușor. Long shot performance, ok, stai puțin, tot cu voleuri? Băi, fă preluare, Oviță. Băi, trebuie să mă concentrez puțin la asta. Ok. Am încercat ceva foarte ciudat. Hai să vedem, uite. Asta trebuie să fie simplu, uite, vezi, cu driven, foarte simplu. Îmi place prima dată când joc un
un drill dintre ăsta să testez anumite lucruri, tocmai după aceea lucrurile încep să devină serioase. A, uite, simplu. Unde-i mingea? No, încarcă mai mult, Ovidiu. Încarcă mai mult. Băi, dar stai, mă, nu cred că am controlele făcute. Ia să vezi că n-am controlele făcute. Retry drill. Nu cred că am... Nu știu de ce se resetează de fiecare dată când ies din joc. Foarte ciudat. Da, frate, mi se resetează controlele astea. Ce ciudat. Și am driven în altă parte. De fapt, nu, driven nu am cum să-l iau în altă parte. Finish-ul ăsta e în altă parte și te ajută foarte mult. Ok. Ce boră transversală. Asta se știe, jos, la bară, cu finish-ul. Cu driven shot, pardon. Finish shot. Nu, Danny, de ce ai dat cu stângul? Bun, e acceptabil, dar am făcut niște greșeli mari la început. Mari de tot la început și suntem pe good job. Nu, mersi, facem AU. Trebuie să facem AU. Nu avem altă șansă. Am dat... O viță, o viță, ce-am făcut? Am dat continue. Trebuie să mă duc neapărat la controle să văd ce și cum. Nu se poate să continuăm așa. Nu știu ce se întâmplă. Ok, settings, basic controls. Ok, nu astea. Customize controls. Hide on. Ok, nu stăm. Băi, frate, eram pe clasic. Nu știu de ce resetează, deci nu-mi dau seama de ce îmi resetează, frate. Gata, frumos, elegant. Acum s-ar putea să fie un picuț mai bine. Advance. Suntem rezervă. Substitute, starting 11. Hai să vedem. Play as a team. Bineînțeles că alegem play as a team. Așa îmi place mie cel mai mult. M-am mai zis. Te joci un joc, frate, ca să... Te joci jocul. Nu să stai să controlezi tu un jucător să aștept să vină mingea la tine din joi în Paști. Haide, Danny Williams. Break the deadlock. Trebuie să marchez un gol. Ok. L-am schimbat pe Firmino. Pe Firmino, dacă mă înțelegeți voi. Salah, suntem atacanți. Pasă-i bună. Deschide-l așa. Ia să vedem pe unde-i Danny. Dani n-are viteză să vină la centrare. Uf! N-are nimic. Luăm de la capăt. Haide, Dani. Îi presăm, îi presăm. E nebunie aici. O, nu! Ce a fost, mă, ne... Ce... Henderson acolo. Ce a fost prostia aia? Presează o viță. O, aproape cu intercepția. Van Dijk, ăsta e senzație la cap. Pasăm bine. Trebuie să vedem cum reușim noi să pătrundem. Keita. No, slab Bernard ăsta, slab Bernard. O, ce pasă! No, bine, bravo, 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 așa. Frumos. Hai pentru Salah, ar face 1-2. Și pleacă! Nu cred că e offside? A fost, mă, a fost la limită, la limită offside. La limită. Danny nu prea, nu, momentan nu am reușit să facem nimic. Am avut câteva pase, dar totul așa lateral, nimic perpendicular. Frumos! Nu, Danny, cum ai dat, Dumnezeule, așa? Băi, te strâng de gât, Danny, n-ai voie așa ceva să faci. Ce centrare a dat Salah, Dumnezeule, ce centrare! Opa, scapă, șurle? Nu știam că joacă șurle la Fulham. No, niciodată așa, niciodată, niciodată. Mingea pune în jos, minutul 73. Aici cred că se joacă meciul, pe partea asta. Și tocmai de asta o și schimbăm. Din nou, așa. Așteaptă-l pe Danny. Danny în blocaj, ce păcat. Ce păcat. Nu, și ne-a prins pe aici. Hai, Robertson, că e cu viteză.
E, cu viteza omul nostru, ce-a schimbat partea, dar se bine Alisson, bine Alisson, bravo. Avem parte de încă un match pe muche de cuțit. E bună. Ne prinde să din urmă, mă. Slabă pasa lui Keita. Ne trebuie, mamă, dar dacă aveam un 80 la Dani la viteză, eram sens. Haide, Dani, că ești puternic, mă. E presiune mare, știi, te bagă. În meci ai 20-30 de minute și îți și spune, marchează golul victoriei. Și mă face pe mine să-l forțez pe Dani. No, cine mă mensa ăla? Cine e nebunul pe partea aia? Ok, offside. Dani are 6.4. Dezamăgitor meciul ăla, să fim serioși și pe cine mințim. Pentru că am jucat eu slab și primul meci al zilei. Și că foarte, foarte slab. Offside. Nu știu ce fac uneori cu pasele astea și nu știu ce pasez așa. Hai mă, deschide jocul, mă, la pas, Milner! Nu se poate așa ceva! Pe bune nu se poate! Vezi că ai culoar și vezi că urmează pasul la tine? Du-te, frate, aleargă! Williams, ce ocazie, dar ești praf cu stângul, Dani! Of, păcat! A fost o fază construită un pic mai bine de noi, o ocazie mare de tot! Hai, Dani! Băi, Dani, băi, mamă. foarte slab meciul ăsta, scuze băieți, nu știu ce am făcut meciul ăsta. Am încercat niște șuturi, m-am crezut că sunt cu Cristiano Ronaldo, știi, și s-a fluierat și n-am reușit, ok. Ai fluieră, ref! Deci, pe bune, m-am crezut cu Cristiano Ronaldo meciul ăsta. Și eu eram cu Dani Williams. 1-1, au fost niște ocazii bunicele. Williams nu convinge deloc. E totuși dificilă și trecerea asta de la Hunter la Williams, trebuie să te adaptezi foarte repede la felul în care se controlează fiecare jucător, la ce e unul bun, la ce e celălalt bun. Dacă stau să mă gândesc, am avut două ocazii mari. A avut și ocazia aia cu capul, care pur și simplu a ratat lovitura de cap. Ok? Break the deadlock. Advance. Asta e, băieți. Continuăm povestea. Match rating a fost în nota echipei, n-am jucat slab, n-am jucat prea bine, creat câteva ocazii. Ataete, mi-ar plăcea încă un match cu el, să am oportunitatea să îmi iau revanșa, să joc un pic mai concentrat. Hai, advance, tot, training day. Îl antrenăm pe Dani, ce să facem? Are nevoie de asta. V-am mai spus și în episoadele trecute. Nu prea îmi place treaba asta, că de la sezon la sezon nu prea rămân atributele din trecut, la care ai muncit un sezon întreg. Mamă, vorbește cu Williams. Good one, boss. No, don't worry about it. A few double sessions will sort you out. You love second helpings anyway, don't you? It's good, you should be a comedian, boss. Anyway, you'll need the work, you know, master your new role. Gaffer wants to freshen up the system for the Champions League games. Two men out wide, one up the middle. Give the opposition an aerial threat to worry about. Huh. We need something different for the Champions League. Give us a chance to take teams by surprise. I mean, being a target man's not really my game, boss. Take it from me, son. Learning how to play as a target man's your best bet for getting games in Europe this season. Manager thinks you've got all the tools, but you need to work on your heading. Băi! Pă bune, chiar trebuie să lucreze puțin la cap, arătat pe aia cu capul. Well, you know, I could always give it a go, boss. I mean, I played a bit there when I was a kid, but, it's not really my game. Well, make it your game. Or you'll be spending the season watching European nights on the telly. It's up to you.
Ai la antrenament? Avem de muncit, avem de muncit. Cred că totuși așa a fost și firul narrativ, să avem noi un meci mai prost și să ne mute pe noi pe o poziție de target man. Begin training. Avem pase. Ok. Și ce vrea mai exact să fac? Ok. Așa, stai că mai întâi îmi dau seama despre ce e vorba. Deci pasă și după aceea trebuie... Mă, nu-mi dau seama, vere. Deci pasă. Și pasă printre. Ah, ok. Pasă. Și pasă printre. Și acum finalizare. Ah, am înțeles-o, gata. Da, ok. Dar mai am vreo șansă? Nu, retry drill. Acum că am înțeles-o, e destul de simplă. Frumos. Pasă printre. Și driven, nicio șansă pentru portar. Frumos. Pasă prin... De ce? Băi, acum de ce dau mâna aia? Toate acum în aia? Până acum le-am dat pe toate bine? Dar e ultima șansă și-a ratat-o și... Nu, mai aveam una. Dar o să-l mai fac o dată. Mai fac sigur o dată ce-am ratat-o și pe asta. Nu, ăsta e ideea. N-avem cum. Asta e ideea. Da, clar, frumos, așa mai zic și eu. Nu, no, ce ratare! Băi, Danny, măi! Așa mai zic și eu. Dar nu te relaxa, Oviță. Frumos. Și finalizare, excelent! Încă o finalizare. Dar e altceva când îți dai seama ce se întâmplă, ce trebuie să faci. Aha, am greșit-o pe ultima. Nu contează, am luat aul, continue. Bun, altceva. Și pass between the dummies. Pass the ball to your teammates, avoiding the obstacles. Avoid first time passes. Aha, deci îmi spune să fac totuși o preluare a mingii astfel încât să am acuratețe. Bun. A, tot eu controlez și pe ceilalți? Bun, încă una. Bun. O vrea pe aici pasa. Bun. Bine. Pe aici. Bun. No, de ce s-a dus așa? N-am încărcat prea tare. E bine. Excelent. Continue. Bun, și antrenamentul ăsta creștem ușor și pe, și pe Danny. Advance, ala, amândouă, uite, short pass, n-a mai crescut, short, bravo. Bun antrenamentul ăsta. Și cred că suntem în starting 11. Cred că urmează un meci mare de tot. Hai să vedem. Advance. Da. Urmează meci, suntem în starting 11. Primim o șansă destul de mare. Williams, target man. Hai băieți. Hai, avem un meci întreg, trebuie să dăm gol neapărat cu Danny. You'll never walk alone. Hai băieți. Trebuie să recunosc, se mișcă mult mai bine Real Madrid-ul. Bă, Wijnaldum, ce-s preluările astea, mă, băiete, mă? Bravo. Bun. Bun. A, centrat aici, nu vreau acolo, vreau la Danny. Nu ne iese momentan jocul cu Danny. Nu ne iese momentan jocul cu Danny Williams.
Un blocaj, blocaj. Nu te cred, blocaj n-a fost. Mamă, Danny e slăbuț rău. Danny e slab rău la șuturile astea. Cred că e doar de target, man. 5.5. Fuu, mi-a scăzut foarte mult. Recunosc că m-am demoralizat și eu. Nu mi-a ieșit absolut nimic astăzi. Nimic, frate, nu mi-a ieșit. Și jucătorii sunt foarte slow. Nu, scăpam bine. Asta mă schimbă sigur la pauză dacă nu îmi îmbunătățez nota. Aoleu, se întâmplă numai drăcini, numai porcării se întâmplă. Haide, Alisson! Na, joc, fac tot ce n-ar trebui să fac. Poate o intercepție? Bine, Danny, bravo, bună intercepția ta! Trebuie să dau gol, totuși. Trebuie, da, gol! Frumos! Totul a început de la intercepția lui Williams. Totul a început de acolo. Bine, Danny! N-ai fi tu foarte, foarte bun în fața porții, dar totul a început de la tine. Bravo, haide, mai crește moralul puțin. 1-0 cu Brighton. Henderson, deschidem scorul. Revenim la nota 6, nu ne mai schimbă... Op, pasă înapoi, frumos. Hop, așa. Oi, de mă, Danny, de ce ai dat pasul atât de în față? Trebuie să câștigăm aici la cap. Van Dijk, nu, cum, a sărit pe lângă? Ups. No, fault. Băi, a rupt fâșul, mă. A rupt fâșul, așa. Danny cu asistul! Ăsta e rolul lui! Ăsta este, mă! Target man, exact ce a zis antrenorul. Ăsta e rolul lui. Uite cât de frumos primește mingea, protejează și asist superb. Finalizare! Aia e, mă, băieți, mă! 2-0, super! Bine, Danny! Mai trebuie să mai dăm și un gol cu el. Băi, cum se schimbă, eram supărat, eram dezamăgit, nu ieșea nimic cu Daniel, nu ieșea nimic cu echipa, jucam slab. Și o intercepție a lui, s-a zbătut acolo, umăr la umăr, cu fundașul advers, a luat mingea, a deschis scorul, tot datorită lui. Și după aia dă și un asist. Următorul lucru pe care probabil o să-l dea este gol, zic eu. Protejează bine, bine, Danny. Da. Nu, de ce au lăsat oamândoi, frate? Pe Alex, pe Daniel înțeleg că a lăsat mingea printre picioare, dar nu știu de ce a lăsat celălalt, frate. Schierdu, bă, dar unde duci, boss? Aoleu, Van Dijk. Respingem aici, neapărat trebuie să respingem, nu le dăm spațiu. Hai, Mane, pe naiba, că uite ce alunecare a făcut adversarul. Ceva lung pentru Salah. Viteză, Salah, frumos. Centrare, nu e destul de precisă. Trebuia să încerc. Un blocaj, Danny. Imediat a băgat adversarul alunecare. Hai, Danny, bate-te pentru minge. Bate-te, mă. Așa, obținem out. Bravo, mă. Ah, nu ne mai lasă out-ul. Oricum, bătăios, Danny, bătăios. Nu e un jucător de finețe, e un jucător de bătaie acolo în față. Antrenorul am văzut că e foarte mulțumit de el. Bravo, Danny. Bravo. Crezi că am zis Alex și de asta am făcut o... 2-0. Tot ce ne mai trebuie, ne mai trebuie un gol cu Daniel, ar fi senzațional. Opa! Și Alisson respinge mingea, oferă celor de la Brighton sau cine sunt ăștia, de colț? Ușor, nu așa, selectează alt om, frate! I-am dat să-mi selecteze alt om și nu mi l-a selectat, pe bune?
Centrare slabă. Da, uite și tu ce fac, uite și tu ce fac, uite și tu ce fac, mă! Uite și tu ce fac, de ce am făcut asta acolo? Neatent, foarte neatent. Nu știu, se mișcă, e foarte slow gameplay-ul acum. Astăzi a fost foarte, foarte slow, nu știu ce s-a întâmplat. Trebuia să dau pasă normală, am dat ca un bolovan driven și n-am mai ajuns la el. Trebuia să dau pasă normală. A fost un atac bun. Încă un assist! Încă... Ăsta e rolul lui! Ăsta e rolul lui, frate! Ăsta este! Bravo, mă! Bravo, Danny! Uite, aceeași poveste! Ține de minge puțin, așteptăm omul să vină din spate. Și asta e! Milner finalizează foarte bine. Notă bună, bună de tot pentru Danny. Foarte bună. Bravo, mă! Klein? Klein? No, 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 Allison! Bine, Chief. Bravo. Pasăm, pasăm. Minunat pasăm. Pasă printre... Salah, Salah? Haide, Danny! Of, mă! Cum era acum dacă te dai și tu o bobiță? Cum era dacă te dai și tu bobița? Foarte frumoasă fază. Am făcut un berba spin cu Salah de pe dreapta. Un driven pass către Danny. Dar încărcăm puțin cam tare șutul. Ia să vedem, mai avem parte de un assist? No! Era să fie al treilea assist. Dar ne... Ce pe acolo fundașul mingea în ultima secundă? Oh, scapă aici. No, offside, 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 offside. Per total, meci bun. Meci senzație făcut de Danny. Un gol îi mai trebuie, un gol. Că am reușit, mamă mia, cum ar fi. Danny! Gol! Ce prost am început meciul, ce prost am început meciul și ce bine îl terminăm! Două asisturi, două pase de gol pentru Danny Williams și un gol după o fază construită minunat. Superbă fază! Bine, mă! Bravo, bravo, bravo. Super bine. Bravo, băieții mei. Ce? Mi-a scăzut din notă pentru că am fost puțin agresiv la tackling. Hai, mă, am făcut un foul tot meciul ăsta. Nu te cred. Bravo. Bravo. Da. Superb. Ce frumos am întors. Băi, nu are, nu e el așa de bun. Din păcate la șuturile astea. Trebuie să-l mai creștem puțin. Dar ce bine ne-am descurcat. Ce diferență, băi, ce diferență de... Să cum am început meciul și cum îl terminăm. Mare diferență. Ah, încă puțin, încă puțin. N-are nimic. Oh, i-am dat mingea, am crezut, mamă, am crezut că e mingea noastră, că e mingea lui de fapt cum ar veni, știi, și deja eram pus pe pressure. Presiune, bun. Hai, Danny. Oare încă un assist? Încă un assist! Încă un assist! Băi, își face treaba, n-am ce să zic, nu e el cel mai mare marcator din istorie, Danny, dar uite-l și tu, superb aici. Superb, superb. N-am ce să zic, sunt foarte mulțumit de el per total. 5-1. Este, mă. Ce meci nebun. Să închidă gura la toți. Hop. Klein, închidem. Închide, închide, închide. Mai avem oare timp de un gol? Merge un gol. Nu, n-am vrut acolo.
Ah, n-are viteză să treacă acolo. Dar forțez gol acum cu Danny. Încerca să-i centrez. Oh, am forțat, m-am zis că forțez cu el. Nu, prea lungă. Și nu cred că mă mai lasă. Este minutul 93 din sau în 3 prin ce. Da, sternă meciul, dar ce meci am făcut? Meci minunat, absolut fantastic. Bine, mă. A, pentru Brighton a dat chiar Antone, românașul nostru. Acum am văzut, n-am fost așa atent. Eram concentrat la Danny. Take the lead, score the next goal. Ai, mă, că ne-am descurcat bine, mă. Hai, nu fi rău. Am luat acolo, da, take the lead, că n-am marcat primul gol. Da, în fine, hai că ne-am descurcat foarte, foarte bine, ar zice eu. Bun meci, bravo, mă, băieții mei, mă, bravo, mă. Mi-a lăsat un băiat un comentariu, de fapt, la canalul Limba Engleză acum, foarte, foarte ciudat. Am pus eu un tutorial în care spun, arăt toate controlele așa secrete din joc, toate combinațiile secrete pe care majoritatea dintre voi nu le cunoașteți. Și îmi spune că ar fi mult mai fun dacă aș păstra pentru mine tutorialele ca majoritatea YouTube-urilor. Ce de nu sunt așa mulți YouTuber care fac tutoriale ca mine. Ci că fiecare trebuie să-și facă gameplay-ul unic și tacticile unice. Și îmi lasă și un hashtag dintre ăla. Apreciez contentul, dar în același timp îl urăsc. FIFA ar trebui să fie unic. Deci îi plac tutorialele și îi place faptul că învață anumite chestii, dar urăște faptul că află și celelalte persoane despre asta. Ok, ne-am jucat perfect. Advance. Să vedem ce ne așteaptă în continuare. Interviul de după meci. Man of the match, Danny Williams. Man of the match. Gaffer. Da, mă uit, ăsta e. Chiar asta e răspuns. Yeah, that's great. But the gaffer gave me a job to do at the start of the season and I just turn up each week and try and do my best. Some games go better than others. That was a pretty exceptional game though. Yeah. Și am v-am închis gura la toți. My focus now is on the next game and getting the next result. Well done, Danny, and thank you for speaking with me. Yeah, cheers, mate. Mândru de tine, Deniță. Mândru, Danny. Ok, în față, bla 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 bla. Advance. Ce caută Crystal Palace pe trei în campionat? Stai puțin că doar ce a început campionatul. Doar ce a început. Ce bucătărie faină. Acum? Oh, stai puțin ce se întâmplă. Che sta pasando? Acum ne spune că ar trebui să schimbăm pe Kim. Ok. Hai să schimbăm pe Kim. Dacă ăsta e firul narrativ, ăsta e firul narrativ. Am mai văzut trecerea asta odată. Cu controlul când se juca cineva și am zis că nu știu ce fel de controlul e ăla. Și acum, ok, suntem în Los Angeles. Los Angeles. Advance. Și USA vs Canada. Suntem în primul 11. O să jucăm cu femeile, care să fim serioase, serios, sunt senzaționale și ele la fotbal. Today is about being a competitor. We're already through to France. Yeah. All right, but today we have to play Canada. And they're going to be hungry. And they are hungry because they've only ever beat us 3 times. Last time was in 2001. You want today to be the fourth? No. Morgan, Hunter, manager wants you two starting up front. She's hoping this will be the beginning of a beautiful partnership. A partnership that produces goals. Let's not let her down, shall we? Let's go, US! Yeah! USA. Play as a team, bineînțeles, sau play as partners? No, play as a team. Mie așa îmi place, am văzut comentarii mai la clipurile trecute. Sunt persoane care își doresc să joc și doar cu personajul principal și nu cu echipa. Sunt persoane care își doresc să joc cu mentorul și personajul principal. Dar marea majoritate totuși zic să joc cu echipa. E mai fun, așa zic eu. Și asta e cel mai important pentru mine.
să mă distrez în momentul să ce înregistrez aceste clipuri. Mamă, ce speriată e la față, uitați-vă la ea! Mamă, e speriată original. Păi, ești nebun, e speriată. Ok. Începe meciul. Cred că o să fie unul din meciurile când n-avem... O să fie greu de făcut ceva. Așa. Mamă, Morgan. Oh, are 4 stele la dribbling și se mișcă senzațional. Bun, bun. Bun. Oh, aproape cu asistul! Shoot! Oh, interesant. Pur shot. Cum a fost, mă, pur shot? Nu ți-e rușine? Îmi trage eu cât am putut de bine. Nu mai fi rău. Hai să ducem povestea asta cum trebuie la capăt. Am avut meci care a stors toate puterile din mine la cu Danny. Cum trebuie să o luăm de la capăt? Haide, Alex! Morgan trebuia să strângă mai repede acolo. Up, greu. Ia fi atent! Ia fi atent! Aici ce gol! Pasa aia a fost senzație. Uite, o săracă, ce emoție avea. Mă bucur tare, m-a arătat așa săracă la față, miloaga, amărâtă. Și acum a dat gol pentru Naționala Statelor Unite. Body feint-ul perfect, finesse shot-ul, nicio șansă pentru portărița adversă și avem 1-0, minutul 14. Bravo. Super. Pase bune. Băi, dar ce... Băi, cum fuge fetița asta? Eu așez lui Morgan pe asta. Băi, frate, aleargă fetița asta de rupt pe pământ, mă. Deci aleargă fetița asta de rupt pe pământ, uitați-vă și voi. Pă, n-am ce să-i fac. Aici puteam să dau gol eu, dar e mai bine să-mi îmbunătățez relația cu mentorul. Oh, ce șut a dat Morgan! Sub bară! Tu. Bravo! Super! No, ce pasă slabă. Ce am făcut acolo? Pasă slabă. Dar meciul ăsta e, să zic eu, aproape aranjat. Deși e foarte interesant de jucat cu fetele astea. Nu sunt puternici, dar sunt foarte, foarte agile, frate. Și au viteză bună. Aleargă de rup. Offside. Bună pasă asta. Carly, tu ce... Câte scheme ai? Ia stai să vedem pe a noastră câte scheme are. Oh, nu pierde. Stai puțin să-i dau înapoi mingea. Nu știu cât are ea. Da, are 4. Are 5! Are 5, nebună! Bă, ești nebun, are 5! Ia uite-te și tu, bă, băiete, bă! Hop! Are 5, nu-mi vine să cred. Nu vine să dau drumul la minge. Nu face toate schemele de 5. Nu cred că le face pe toate de 5, ia să vezi tu. N-am ratat aici. Făcut un fake grab bună, dar nu mi-au ieșit câteva flicuri, poate că nu poate să le facă. Cine știe, poate altfel la fete. Oh, ce preluare a făcut Dan.
Bă, fata mea, mă, nu se poate, mă, la națională să face asemenea preluări. A, bă, uite-mă că a mers Flicu, uite-l. A mers până la urmă, nu știu ce n-a, la început a făcut figuri. Face și Morgan. Acum dacă mă joc cu fazele astea, s-ar putea să greșesc de multe ori și să pierd din notă. Deci mai bine stăm, jucăm clasic. E totuși doar 2-0, nu trebuie să ne luăm în cap. Bun. Asta e bună. Înapoi la Morgan. Nu s-a vrut. Nu s-a putut de fapt. Morgan cu o pasă greșită. 2-0 la pauză. Chill. Chill. Am jucat bine, am jucat foarte bine începutul. 2-0, ne-am calmat. Da, da, meci, hai să fim serioși. Meci simplu cu Canada. Hai să nu ne prostim, să nu ne păcălim, meci simplu până acum. Le dominăm la viteză. Asta înseamnă că noi putem să dăm și noi câteva goluri. Bun, Morgan. Interceptează. Cumva ținem de... Se joacă... Bambilici momentan, Bambilici. Scuze, ce face vânătorul? Ce s-a întâmplat cu vânătorul? Bănuiesc că aflăm acum sau... Adică după meciul ăsta sau... Se mai întâmplă ceva. Oh, ce greșeală! Ești portar! Bine, bă, ce-a scos-o cu mâna! Tu! Eram prea atent să vorbesc în loc să joc. Și uite ce se întâmplă. Ocazie mare pentru Canada. Mama mia, ocazie mare de tot. Fu. No. Slap shot-ul, slap. E ok. Suntem bine. Bravo. Totu. Am crezut că de călcâiu. Stau mult mai bine acum, canadiencele. Stau mult mai bine. Da, m-am lăcomit. Trebuia să-i dau înapoi lui Morgan. M-am lăcomit rău de tot. Am vrut eu să mai dau cu Kim un șut la poartă. Poate mai înfigeam încă una. Noi ar trebui să o tem. Îi spune... instrucțiuni. Impress the boss, am reușit. Take the lead, am reușit. Pe ce instrucțiuni să mai îmi dă, frate? Când noi am făcut deja tot. Bine. N-am răbdare să mă îndrept exact cum trebuie spre receiver, astfel încât să dau pasa mai eficient. Vreau să dau foarte repede din poziții aproape imposibile. Degajăm mingea acum. Și nu ne iese. Până ne-a presat Canada de ne-a zăpăcit. Deci ne-a zăpăcit Canada. No. Harris apără. Poate jucăm și noi ceva, că a fost cam Bambilici. Bambilici pe bune. Aoleu, băi, dar asta, pă, Dan, what the f... Pă bune, ce spelul le-am mai făcut una în prima repriză? Nu pot să faci o preluare la minge, fata mea. Da, nu mai avem stamina la echipă. Și se întâmplă, după cum vedeți... Ia uite și tu ce preluări fac. Frumoasă schema aia, așa. O chestie care mi se pare un pic... Aiurea, să fim serioși. Deci fii atent. Sora lui Hunter poate să facă Feira Bona. Are 5 stele la dribbling. La skill moves, pardon. Și Hunter nu are. Din câte știu, nu are. Da. Doar ce frumos. Am încercat o trecere de asta spectaculoasă. No. Băi, ia uitați-vă și voi, iar a făcut pace. Băi, nu pot să facă preluări, vere. Deci pe bune nu pot să facă preluări. Deci nu mai pasez niciodată la ea. Minutul 80. S-a jucat Bambiliș, pe bun. A, uite și tu ce pase. Voi poate vă gândiți, vai, o viță, te-ai relaxat și nu mai poți să pasezi. Nu. E foarte greu să pasezi cu fetele astea. Foarte greu, n-au precizie, sunt obosit, uite și tu. Se mișcă eu. Aoleu, doamne. Singura care n-are nicio treabă, uite. E echipa noastră, uite. Pam, pam, pam. Ea n-are stres. Ea se descurcă. Șut? Aoleu, ce șut.
Trebuie să fiu sincer, mă, abia aștept să ajung să joc înapoi cu băieții. Abia aștept. Pam, pam. Nu prea e locuie acolo la target, man. Nu prea e locuie, mai mult de contraatac, de viteză, să intre din lateral. Probabil ultima fază, oare reușim să luăm mingea, să mai avem un atac? Intercepție? Poate nu, no, cred că fluieră, da? Oricum, meci bun. Meci bun făcută de Kim. Gol, pasă de gol, le-am descurcat foarte bine. Probabil că intrăm în cazinul acum, ia. Better enjoy it, Hunter. You won't be so lucky in France. Seriously? We just beat you, Tremblay. Keep quiet. What are you, her mommy? Real classy. What's the problem? Se ceartă și ele puțin. Attempt to pass the ball rather than giving up possession to your opponent. Adică am pierdut câteva mingi, dar sincer nu prea pentru că aminte să fi pierdut chiar atât de multe mingi. Kim Hunter. Bun la partnership. Bravo, ne-am descurcat bine. 73 overall. Book my ticket to Paris. Pinch me, I'm dreaming. Deci e happy, e fericită. Hai mă, hai să trecem la Alex. Hai să trecem la Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. No, tot în Los Angeles suntem. Da, tot în Los Angeles. Și avem antrenament. Vă supărați aici dacă la antrenamentul lui Kim dau simulate? I am here now with United States Women's National Team prodigy, ca să vă sincer povestea. Kim, big couple of months for you. First cap for your country. Youngest player ever in a Women's World Cup qualifying squad. Yeah, I'm just trying not to think about it too much. Just want to stay focused on playing the best I can for my team. And what does your brother Alex make of it all? Especially as he's yet to receive an international call-up himself. Must get pretty competitive in the Hunter household. He's really supportive. Alex has been really supportive. Yeah, he's a great big brother. But for me personally, this is a dream I've had since I was Have a you little. Spoken to Alex since his transfer to Real Madrid? How's yeah. he settling in over there? Fine, I think. I haven't had much of a chance to talk to him since he moved to How Spain. How is he handling the language barrier? Is it true he's been learning Spanish? I Bun, think so. Mai mult de frate sau? You heard it here. Okay, asta nu-mi place. Ar trebui respectată ea. Just finally, how about the new team outfits? Huh? Like our uniform? Well, I just Sorry, I've got to go. Foarte bine, bă, nu-mi place. Lipsă de respect din partea ăstuia, pe bune lipsă de respect. Let's have a little fun. Shoot the ball today. Și știi ceva? Pentru treaba asta, nu mai desconsiderăm antrenamentul ăsta și dăm begin training, facem și antrenamentul ăsta. Păi ce atâta? One on one against the goalkeeper. Dar de ce mi-arată trainerul ăla? Nu vreau să văd trainerul, uite. Hop! O, bară! Bun. Nu prea tare am dat. Cum a s-a dus ăsta? A fost perfect timing ăsta. Cum s-a dus, frate? Ăsta a fost prost. Băi, cum s-a dus ăla cu great timing. Nu, mi-a rămas apăsat, dar tot s-a dus înăuntru, ok. Da, mă, da, great timing. Ce înseamnă great timing ăsta? Încă una cu great timing, mamă, cum se duc. Se duc nebunie. Ui, răfușul la portar. Le-am descurcat senzațional cu Kim. Și aici, first touch volley. Ok, hai să vedem, first touch. Too early. Hai mai intră portă, bravo. Too early. Oviță, ce facem? Tot le dau too early, mi-e frică să le ratez. Great timing, cum a fost asta? Too early. Too early. Early, tot le dau prea early. Good timing, bravo. Ba, mă, ne descurcăm perfect la astea. Too early. Uviță, hai cu green timing-ul ăla.
Ăsta a fost în final, așa, mai atent că se poate, se poate. Continue, bun antrenamentul. Foarte, foarte bun, advance. Am surcat bine, uite ce bine, am crescut foarte bine, bravo, mă. Advance. Haide, mă, trecem și noi în final la Hunter. Advance. Se pare că nu, se pare că se mai întâmplă ceva. Oh, a ajuns la Madrid. Ce se întâmplă? Nu așteaptă nimeni? Bă, Alex, sucă. Băi, ce faci, mă? Hi, Oh, Kat, right? Kim. You're, Poartă-te frumos, că este ora lui Fiuto. When, Alex wasn't at the airport, I thought I must have told him the wrong day. So I got a cab. Pretty sure the guy ripped me off, though. He probably saw an American and thought tourist. It's 106 euros. Yeah, well, he's gonna pay for that. Nu, pa, ceva nu e în regulă aici. Ceva nu e în regulă aici. Ce sta pasando? Hey, nerd. I think we can get you that Bă, ești nebun? Ce se întâmplă aici? Alex, you need to build a rapport with your journalist. Every answer you give them needs to feel like an exclusive. This relationship is key to strengthening your brand. Alex! Alex, will you at least say hello to your sister? Kat, we're trying to finalize Alex. Didn't know what to think. Showing up at the airport, a foreign city, you nowhere to be seen. Didn't anybody in your entourage think to remind you? Hunteress. Mom, chill. I'll be down in a sec. I will not chill. You need to sort your priorities out. See, all of this? None of it's real, Alex. You think any of them would be here if your career ended tomorrow? Him? What about him? Family used to be everything to you. Opa, probleme. Now you're just surrounding yourself with hangers on. You believe in your own hype. Catherine, I don't believe that this is warranted. Think hard about the next word you say to me. Come on, love. Opa, s-a supărat, mă. I don't have to look at these people anymore. Let's get you something to eat. Mom! Excellent. Opa! Probleme mari în paradis. Probleme mari în paradis. It's like I don't even recognize my own son anymore. That is not what I was expecting to see when I took off from LAX. I would never want all those people in my house. Why can't Alex be more like you? He's just doing what he needs to, I guess. I owe you an apology. No, it's Alex who should be saying sorry. Ditching me at the airport, ignoring me when I got here, that is on him. No. I'm sorry. I love my dad, but man, he's been a real idiot sometimes. Îmi place că măcar ele se înțeleg bine. Am avut alte impresii la început. Great minds
Now, supper? Hope you like yam. Could you just bring the car around here? I have an idea. Kim Hunter training with the girls at Jal Majis training out before. Ok. Tot la fel, trebuie să continuăm. Nu știu de fapt ce se întâmplă în continuare, dar momentan o să luăm o pauză, băieți. Și o să continuăm în episodul următor. Cred că e de ajuns pentru astăzi, nu vreau să fac nici episoadele foarte, foarte lungi. Avem aproape o oră de când înregistrăm. Da, cam problematică situația acum. Probleme în paradis. Lui Hunter i-au ajuns, nu știu dacă i-au ajuns vedetismele la cap sau impresiile și nu mai are timp de familie, dar din ce am văzut în ultimul cutscene nu prea e bine ce facem. Aflăm totul în episodul următor, nu uita, dacă ajungem la 2500 de like-uri, imediat o viță mai pune încă un episod din seria ta preferată. Cam atât pentru acum, ne vedem data viitoare, vă pup o viță, pa, pa!